Exercițiul a avut loc în cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor Suceava, care a fost convocată de directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, medicul veterinar Ioan Corduneanu, în calitate de președinte al Unității Operaționale Locale de Combatere a Bolilor. Au fost prezentate etapele care trebuie parcurse într-o asemenea situație, de la prelevare de probe la transportul și îngroparea porcului bolnav. Printr-o informare simplă și la obiect a omului și a crescătorului de vor, reușim să prevenim introducerea încheierii. Printr-o instruire la obiect și complexă, putem interveni rapid într-un prim focar de peste porcină africană la mistreță. Deci cu cât timpul sau focarul primar este descoperit la un efectiv redus și rapid, cu atât avem posibilitatea să nu diseminăm, să nu lăsăm boala să mai înteze. Este și în Silvi, într-adevăr, cel mai greu. Ai găsit un cadavru într-un focar, într-un fond silvic, cu confirmare peste porcina africană, se instituie aceleși măsuri, ca și la TPO, zona de restricții, zona de supraveghere. Munca este mai amplă a membrilor fondului de vânătoare. Se monitorizează porci, se împușcă porci în plus. Sunt mecanisme, este un plan și de acțiune și pe treaba respectivă, însă v-am spus, este mult mai greu de combătut. Exercițiul de simulare face parte din măsurile întreprinse în vederea eliminării riscului pentru apariția și difuzarea pestei porcine africane pe teritoriul județului. Prin acest exercițiu s-a verificat modul cum se adoptă decizia cu privire la aplicarea măsurilor de control într-o situație de genul cea mai rea situație posibilă, cum se stabilesc sarcinile de sprijin ale instituțiilor deconcentrate și ce responsabilități revin fiecăreia în stoparea evoluției bolii. De asemenea, s-a urmărit modul de întocmire a planului de eradicare a bolii, stabilirea criteriilor după care se delimitează zona infectată, dar și modul de supraveghere a animalelor susceptibile din zona respectivă, cine execută, de cât personal este nevoie, de unde este luat acest personal. În ultimul rând, cu prilejul simulării cazului de pestă porcină africană, s-au reiterat măsurile preventive pentru animalele domestice în zona infectată. Acțiunea a fost organizată ținându-se cont de nivelul crescut de risc de introducere a pestei porcine africane și în județul nostru, în condițiile în care boala evoluează în județul Satu Mare.